Bună ziua, mă numesc Natalia Sturza și vreau azi să vă demonstrez o gamă de elemente a masajului clasic care mi-a demonstrat în decurs de 13 ani când activez în sfera masajului că este o metodă foarte efectivă care ajută la tratamentul scoliozei, cifozei, regiunii cervicale, înlăturarea osteohondrozii, să fie un masaj cu elemente de reflexoterapie la nivel de mușchi. Doar știm cu toții, sau mai puțin poate știu, că mușchiul are terminații nervoase. Și terminații nervoase se află la periferia mușchilor și la începutul mușchilor. Astăzi voi demonstra masajul spatelui. Iată, avem pacientă cu, deja ea mai face proceduri, asta să fie a patra procedură. Deja spatele ei e prelucrat, dar oricum mai este de lucrat încă. Este o cifoză nu chiar evidentă, dar în timp ea se tratează. Pacientului trebuie permanent de explicat ce pot să fac și după masaj, adică alimentația să fie corectă, mișcările corecte, exercițiile, notul. Deci acum începem masajul propriu dat. Eu folosesc tot timpul ulei călduț. Dacă iarna îl încălzesc pe calorifer, să nu vă sperie asta. Vara el și așa e călduț, se poate pus la o baie caldă. Se masează în jurul coloanei. Pentru că mușchii ăștia, dacă noi nu-i masăm corect, spatele nu se tratează, pentru că ține coloana. Coloana, dacă nu e flexibilă, atunci circulația nu este și nu avem rezultate. Noi putem face masaj părțile laterale, poate temându-ne să ne apropiem mai aproape de coloană, dar asta nu e corect. Nu trebuie să vă fie frică. Nu se masează între vertebre. Lângă vertebre se masează. Dacă nu relaxăm bine mușchii ăștia, vă spun încă o dată, efect nu va fi. Va fi pur și simplu așa un masaj de relaxare, pacientul se simte bine, vrea să doarmă, altceva nimic. Masând foarte bine mușchii laterale a coloanei, dacă sunt săruri și dacă este foarte încordat, a doua zi, pacientul are dureri foarte mari. De aceea prima procedură se face foarte lent, leger, să nu traumăm. Pentru că noi nu știm pacientul poate să aibă osteoporoză care apare de la 35 de ani, dar poate să apară și mai devreme, pentru că noi știm că toate bolile au întinerit. Așa că se face bine încălzirea. Încălzirea foarte bine se face vreo 5 minute. În aceste 5 minute noi depistăm în ce stare este coloana noastră. Dacă este scolioză, niciodată din prima procedură nu se face masajul foarte puternic, pentru că, da, noi putem să așezăm care e cât de cât are practică în așezarea coloanei. Toate că asta o fac foarte rar, doar vertebrologii. Dar risc acum să critic și vertebrologii, pentru că ei nu fac masaj corect. Adică nici nu fac masaj, ei nu mai apasă și poate se traumează. Și a fost numai un caz. Eu cunosc foarte multe cazuri. Oamenii vin la mine și se plâng pentru că a fost la vertebrolog și iată, eu întins un mușchi sau un legament sau nu știu ce acolo. De ce se face fricționarea, încălzirea? 5 minute. După asta se începe masajul mai puternic. Se lucrează cu mușchii
Oțel mai aproape să filmez. Cu mușchi, se lucrează cu mușchi coloanei. Iată merge mușchi ăsta și ăsta. Iată la pacient se vede, mușchi sunt foarte încordați. Acești mușchi, ei nu se relaxează în 10 zile. Dacă pacienta face foarte rar masaj, sau dacă are copil mic și duce copilul permanent în brațe și copilul deja e foarte greuț. Și încă după naștere se blochează foarte mult. De aceea să facem masaj, accentuăm iarăși mușchi, coloane vertebrale. Masăm foarte bine. Nu uităm de zona omoplatului, care este o zonă predispusă la osteochondroză. Sau cum se mai zice în popor, sărul. Masăm foarte, foarte bine părțile astea. Dacă vrem, de exemplu, să diminuăm durerea de cap, care poate să fie foarte puternică, anume de la sărurile care se formează în sub omoplat și în regiunea cervicală. La asta o să ajungem mai apoi. Azi noi lucrăm cu spatele, cu regiunea cervicală, toracică și, desigur, lombară, nu uităm. Dar, în deosebi, după 3-4 mișcări, masăm 2-3 ori cu degetele. Masăm 2-3 ori sau așa le punem, ca să avem mai multă forță. Zona mușchilor între vertebre. Să nu uităm de asta. Trecem la omoplat. Neapărat ținem mâna. Mâna dreaptă. O ținem foarte bine fixată. Ca să putem lucra sub omoplat adânc. Pentru că sub omoplat adânc se adună foarte multe reziduri, săruri, care încurc foarte mult la furnizarea sângelui spre regiunea cervicală. Clar că prima dată când pacientul face masaj, aproape nimic nu simte. A doua zi se simte foarte multe dureri și inflamații, pentru că acolo sunt săruri. Ele nu se curăță dacă noi nu masăm și a doua zi. A doua zi neapărat trebuie de masat. De aceea prima zi se face cât mai lejer ca să putem lucra a doua zi, ca să împrăștiem totul și sângele nostru să duc să curăță tot rezidul care este. Rezidurile, sărurile sunt eliminate prin urină și prin transpirație. Mai mult prin rinichi, prin urină, se curăță foarte bine. Perioada de începătoare se consideră prima procedură până la 6-7, depinde de pacient. Asta în cazul când pacientul face masaj, primele dăți în viața lui, nu are importanță, are 15 ani, are 20 de ani, are 30 de ani, 40, etc. Am avut pacient sub 60 de ani care gândeau că de acum ați bătrân și spuneau că deja sunt bătrân și nu mai pot face nimic. Dar, în concluzie, la ei era foarte tare organismul blocat. Despre reflexoterapie o să vorbim în edițiile următoare, pentru că asta e o temă foarte vastă, care necesită foarte mult timp. Desfășurarea ei. Dacă vreți să aveți pacienți mulțumiți, să vină la dumneavoastră două ori pe an, dacă, și dumneavoastră îi puteți pune pe picioare. Asta ar fi un succes foarte mare. Mai departe, prelungim cu a doilea omoplat, partea stângă. Puteți să vă uitați cum pielea s-a căpătat o roșață sănătoasă. Deja aici lucrul merge, procesul merge. Și așa se trece, de fiecare dată facem în fiecare zi. Eu recomand la pacienți tineri să facă în fiecare zi masaj, nu peste o zi.
la pacienții mai maturi, cu vârstă mai înaintată, recomand peste o zi, pentru că dumnealor pot să aibă tensiune arterială. Neapărat să monitorizăm, să avem grijă de pacientul, telefonăm după procedură, îi explicăm ce trebuie să facă și în caz de tensiune, ce să primească. La pacienții gravi, gravi spun asta cu tensiune, hipertensiune, începem de sus în jos masajul. Nu se începe niciodată de jos în sus, pentru că sângele se ridică și se ridică evident tensiunea. Trebuie să fim atenți la lucrurile astea, pentru că sunt foarte importante. Noi răspundem de sănătatea și de viața pacientului. Iarăși, măsăm bine, la pacientul dat este încordare, deoarece noi știm că domnișoara e copil mic, permanent în brață, noi știm care e problema. Și de aceea dumneavoastră ei face masaj, deja anul ăsta face a doua oară, după masaj normal că se simte bine o perioadă, face aceleași mișcări, iarăși are durerile și incomoditatea primară care am avut-o deodată. Masăm în formă de cum merge acel cesornicului. De la dreapta la stânga, de la dreapta la stânga, până cât e posibil să țesutul să fie cât de cât omogen, uniform, să nu aibă boțuri, să nu aibă alte ceea ce simțim cu mână. Degetul deja, dacă faci masaj de mult timp, deja degetul spune singur, mâna singur spune problemele care are pacientul. Se poate lucra cu falangele îndoiete, pentru că degetele e prea puțin. Falangele îndoiete, punem 3 falange și lucrăm. Se primește de 3 ori mai puternic, dimensiunea mai mare și mai puternic se primește masajul. Dar aș spune, prima procedură nu se face puternic, pentru că a doua zi deja nu mai poți lucra pacientul, se sperie, fuge și nu mai vrea masaj. Regiunea toracică, spatele în genere, la masaj îți ia foarte mult timp, pentru că aici sunt foarte mari probleme. Noi acum lucrăm cu toracică, dar probleme sunt în regiunea cervicală foarte multe. Regiunea cervicală se lucrează puțin altfel. Regiunea lombară. Regiunea lombară tot necesită masaj punctat. Se face masajul punctat la periferia mușchiului fesial. Într-o parte și în alta. Ele sunt foarte dureroase, trebuie să explicați pacientului de ce punctele astea sunt așa de dureroase. Orice periferie de mușchi are nerv. Nervii ăștia sunt încordați. Și de ce ei sunt foarte irascibili. Regiunea lombară tot este foarte afectată de osteocondroză, de săruri și tot necesită. Și iarăși nu uităm, mergem împrejurul cum merg acele cesornicuri. Niciodată nu facem invers. Facem așa cum circulă sângele în corp. De la dreapta la stânga. Masăm foarte bine oasele.
Fesier. Că aici se îngrămădează tot osteocondroza. Săruri foarte multe. Pacientul poate să aibă dureri de ovare, de intestin. Mai sus poate să aibă dureri de... pancreas. De vezica biliară. Chiar stomacul. Despre deplasarea discurilor să fie în tema următoare. Acum vă arăt pur și simplu masajul la început primar, care eu cred că nu se învață. Este tot așa. Asta e metoda mea pe care vreau să o demonstrez, să o promovez chiar la masori începători. Pentru că e o metodă foarte efectivă. De ani de zile mi-am dat seama și după starea pacienților și după ordinea de a veni la mine de a mă căuta. Aceste secrete eu le dedau cu foarte mare abnegație. Le dedau liber și pentru că veacul masorului nu e așa de lung. 70 ani, eu deja am 13. Vă dați seama, mușchii doar regiunea cervicală nu e aceeași care trebuie. Dar 7 ani, 8 ani, dacă vă place meseria asta, poftim. Însușiți-o, aduceți oamenilor sănătate. Pe urmă să ajungeți și voi să predați. Așa, am trecut de regiunile cervicale lombare. Începem cu regiunea toracică lombară. Acum începem cu regiunea cervicală. Se masează foarte bine mușchii laterali. Foarte bine se masează. Se masează mușchii gâtului, ajungând chiar sub osul capului. Se masează foarte bine. Osul capului sunt două puncte. Asta trebuie să le vedeți. Ele se masează foarte bine. Aici, dacă relaxez, sângele foarte bine circulă spre creier. Se eliberează artera principală. Pentru că dacă osul cervical apasă artera, atunci circulația se întrerupe, apar foarte mari probleme de sănătate. Și nici o pastilă nu o să vă ajute. Nici un tratament nu o să vă ajute. Dacă o să puteți depășa aceste puncte și o să le puteți relaxa, o să fie un succes enorm. Iarăși nu vreau să vorbesc despre punctele mușchilor, pentru că asta o să fie o temă aparte. Ca la final, ca să înțelegeți principiile masajului spatelui. Mai multe le spun acolo în... regiunea toracică, regiunea cervicală și regiunea lumbară. Coloana vertebrală. Eu mă axez la coloana vertebrală. Pentru că aici, dacă nu o să fie circulație, nimic nu o să ajute. Pe azi tot. Vă doresc succese și... intrați pe site-ul nostru, puneți like și vă mulțumesc pentru vizionare.